revolt în Rusia după incendiul devastator din Siberia, vrem capul lui Putin. De ce a rulat la cald video? Un protest spontan s-a declanșat în Chemerovo, Rusia, în orașul unde a avut loc incendiul soldat cu moartea a 64 de oameni, mulți dintre ei copii. La fața locului a venit un guvernator, dar protestatarii cer o comisie specializată pentru a determina circumstanțele. Oamenii cer demisia guvernatorului Amantuleev. Locuitorii din Chemerovo au cerut capul lui Putin de cearule la cald. Noi nu l-am ales, au strigat unii, potrivit Agora.md. Peste 64 de persoane, printre care în jur de 50 de copii, au decedat în incendiul de la malul din orașul aflat la aproximativ 3000 de kilometri est de Moscova. Potrivit informațiilor, centrul comercial nu avea autorizația din partea pompierilor. Vladimir Putin a fost în orașul Chemerovo, i-a depus flori la locul tragediei.